Salut, dragi prieteni! Bun venit pe canalul de YouTube Xtoria, locul unde istoria contează. Abonează-te acum la canalul de YouTube Xtoria și activează clopoțelul pentru a fi notificat de fiecare dată când postez conținut nou. Savantul George Manu, martir al temnițelor comuniste, ucis de comuniști în Zarca Aiudului. Să le spui tuturor că nu am făcut nici cel mai mic compromis. Să ne vedem dincolo. George Manu. Născut pe 13 februarie 1903 dintr-o veche familie boierească, prin părinții săi, Ioan Manu și Elisabeta Cantacuzino, avea filiație directă de la domnitorii Șerban Cantacuzino și Constantin Brâncoveanu, dar și de la numeroși dregători ai țării românești. De asemenea, era nepotul generalului Gheorghe Manu, erou al războiului de independență, fondatorul artileriei românești și, ulterior, prim-ministru al regelui Carol I. Avem de-a face cu unul dintre cazurile foarte fericite în care familii avute imigrate în România s-au împământenit spiritual, devenind mai mereu exponenți impecabili ai interesului național. După toate probabilitățile, familia Manu este originară din Italia, unde un cavaler pe nume Conrad Mano se distingea încă din anul 1267 în cadrul armatei lui Carol I de Anjou. În secolele al XV-lea și al XVI-lea, o ramură a ei părăsește Italia stabilindu-se la Constantinopol, eventual trecând mai întâi prin filiera macedoneană. În orice caz, la sfârșitul secolului al XVI-lea, familia este deja atestată în țările române unde membrii ei au deținut diverse dregătorii. Se consideră că în anul 1821, după ce a plătit un greu tribut de sânge în serviciul cauzei naționale, familia s-a împărțit în trei ramuri: cea moldavă, cea valahă și cea grecească. Ultimele două ramuri s-au distins prin personalitățile militare pe care le-au avut. Generalul Gheorghe Manu a aparținut ramurii valahe, iar Constantin Manu, întemeietor la începutul secolului al XX-lea cu aprobarea guvernamentală al unei unități militare private, însă cu unicul scop de a servi interesul național, a pilotat împreună cu un văr de-al său un avion de luptă în cadrul primului război balcanic din 1912, Grecia obținând astfel prin el un primat mondial absolut în materie. De asemenea, celebrul capitan Stroie Buzescu din armata lui Mihai Viteazul este un ascendent pe linie maternă al fizicianului George Manu. Acesta a avut aidoma lui Constantin Manu o anvergură științifică impozantă, dar a moștenit cumva și firea de luptător a înaintașilor săi. Chiar dacă nu a luptat într-un război clasic cu o linie a frontului și adversar clar delimitați, ci într-unul scurt și mai mult din umbră, precum tentativa de înșghebare a unei rezistențe naționale antisovietice și anticomuniste, eroismul de care a dat dovadă nu este cu nimic mai prejos. Iar sfârșitul, mult mai chinuitor decât cel de care au parte de regulă soldații în uniformă. După ce în 1921 absolvă liceul, în anul 1925 devine dublu licențiat atât în fizico-chimie cât și la matematică la Facultatea de Științe din București. Un an mai târziu este titular al certificatului de studii superioare de chimie fizică și radioactivitate al Facultății de Științe din Paris. Între 1927 și 1933 se remarcă în Franța, lucrând în cadrul laboratorului Marie Curie din Paris, Institutul de Radio. În această perioadă își pregătește teza de doctorat cu titlul Cercetări asupra absorpției razelor alfa și urmează o serie de cursuri la Universitatea Sorbona și la College de France. În anul 1933 devine doctor în științe fizice al Universității din Paris cu mențiunea Tres Honorable. Este momentul de cumpănă al destinului lui George Manu,
care refuză oferta laboratorului Curie de a rămâne ca cercetător în Franța și ia fără ezitare decizia de a se întoarce în țară, unde devine asistent al Facultății de Științe din București în noiembrie 1935, după echivalarea diplomei obținute la Paris. Această decizie puțin șocantă pentru sensibilitățile actualmente dominante în societatea românească nu era deloc surprinzătoare pentru o personalitate ca cea lui Manu și nu a fost singulară în generația lui care, după expresia lui Mircea Eliade, se simțea chemată să ridice România pe verticală după ce generația de la 1918 reușise în condiții incomparabil mai vitrege să o ridice pe orizontală, adică să realizeze unitatea teritorială a națiunii. De altfel, în acea vreme, revenirea și rămânerea în țară nici nu era percepută prea mult ca o decădere. România era o țară în plină ascensiune, bine clasată în ierarhia est-europeană și mai ales bine racordată la circuitul științific european. Raportată la Occident, România interbelică, deși diferită, nu era deloc o altă lume, ci doar se afla într-un alt punct al aceleași evoluții. În anul 1936, rectorul Universității din București propunea deja ca lucrările științifice ale lui George Manu să fie prezentate la expoziția universală de la Paris. Tot la Universitatea din București, George Manu a ținut și a publicat sub egida Academiei Române primul tratat de fizică nucleară din țară în anul 1940. În anii celui de-al doilea război mondial, cariera universitară a lui George Manu nu are de suferit. Apoi, în aprilie 1945, este numit titular al conferinței de radioactivitate în cadrul nou înființatei catedre universitare de structura materiei. Încă din luna mai a anului 1945, datorită apartenenței sale politice, intră în preocupările așa numitei comisii de triere a legionarilor. Totuși, având în vedere lipsa vreunei acuzații grave la adresa lui, rectoratul Universității din București propune o sancțiune minoră, respectiv suspendarea sa timp de un an. Acesta este și momentul în care George Manu ia o nouă decizie determinantă, renunțând la cariera științifică și intrând în rândurile incipientei mișcări naționale de rezistență. Ca opțiune politică, George Manu a fost legionar. Mai precis, a aderat la această mișcare politică în anul 1937, după finalizarea studiilor sale la Paris. Anul 1937 este anul în care legiunea a atras o serie întreagă de tineri intelectuali de mare valoare și totodată anul în care decedează o figură foarte interesantă a societății românești din primele decenii ale secolului 20, și anume generalul Gheorghe Cantacuzino. Acesta era șeful partidului Totul pentru Țară, expresia politică din acea perioadă a mișcării legionare și totodată unchiul lui George Manu. Este limpede de înțeles că George Manu nu a căutat un partid oarecare ce putea să-i ofere vreo perspectivă comodă sau chiar avantaje directe. El a devenit legionar într-o perioadă când, într-adevăr, mișcarea avea o ascensiune puternică, însă cu foarte puțin timp înaintea declanșării reprimării ei, a ajuns apoi la conducerea mișcării legionare într-o perioadă de represiune dură și, în sfârșit, și-a păstrat oarecum opțiunea și în timpul când regimul comunist se angajase în cea mai dură acțiune de poliție politică pe care o cunoscuse România până atunci. Întors în țară după un deceniu de absență, George Manu nu s-a putut nici adapta, dar nici resemna cu realitățile sociale ale României interbelice. Politicianism, corupție, imoralitate publică. Totul era posibil. România era foarte departe de ceea ce speraseră el și foștii lui colegi din generația de la 1922. Așa a ajuns George Manu ca mulți dintre camarazii săi în rândurile mișcării legionare. Cei tineri simțeau nevoia unei schimbări radicale care să regenereze atât individul cât și societatea.
formația politică al cărei discurs și acțiune corespundeau acestei aspirații era în epocă Mișcarea Legionară. Mișcarea Legionară a fost un amestec destul de original și cu certitudine paradoxal de bune intenții, fapte abominabile, cultivarea unui cod moral rigorist și opțiunea greșită în politica externă. Spre deosebire însă de Partidul Comunist din România, care a salutat ocuparea Basarabiei, Bucovinei și Herței de către Uniunea Sovietică, punând apartenența ideologică mai presus decât cea națională, legionarii nu au împins atracția lor pentru statele axei până acolo încât să-și trădeze țara. Dictatul de la Viena a fost condamnat de aceștia, inclusiv după accederea la guvernare. George Manu a fost un opozant puternic al regimului comunist și a fost încadrat în Mișcarea Națională de Rezistență din România, denumirea consacrată a unei grupări ce și-a pus de după anul 1945 problema eliberării de sub dominația sovietică, încercând să se pregătească pentru eventualitatea unui război între URSS și principalele puteri occidentale. În România nu a avut loc un război de partizani, însă a existat o rezistență anticomunistă cu un anumit nivel de organizare, unele grupări de mici dimensiuni, având și un caracter armat. Mișcarea Națională de Rezistență a fost distrusă de autorități în mai multe etape, marcate în special de două mari procese politice. Primul proces politic în anul 1946, cunoscut sub numele Procesul Sumanelor Negre, iar al doilea în 1948, popularizat în epocă în special ca Procesul Mișcării Naționale de Rezistență. De fapt, s-ar putea spune că a fost vorba despre două faze, două loturi ale aceluiași proces al Mișcării Naționale de Rezistență. În orice caz, ele se completează reciproc și pentru o bună înțelegere a fenomenului se cuvin studiate împreună. În cazul celor interesați de personalitatea lui George Manu, este absolut obligatoriu deoarece acesta, ca și amiralul Macelariu de altfel, a fost condamnat în ambele procese. În toamna anului 1946, la Curtea Militară de Casație și Justiție, este judecat procesul organizațiilor subversive. Prin decizia numărul 2 din 18 noiembrie 1946 sunt condamnate numai puțin de 90 de persoane, având cap de afiș pe generalul de corp de armată Aurel Aldea, fost ministru de interne după 23 august 1944 și incluzând poziția 85 în procesul verbal al minutei și pe profesorul George Manu. Acesta a fost judecat în contumacie, fiind dispărut de la domiciliu. Acuzațiile ce îi se aduceau erau participare la complot pentru distrugerea unității statului, crimă de răzvrătire și crimă de insurecție armată. Hotărârea a fost luată de instanță în unanimitate de voturi după cum urmează. Muncă silnică pe viață cu acordarea de circumstanțe atenuante pentru participarea la complot, 10 ani de detenție riguroasă, 5 ani de degradare civică și 50.000 de lei cheltuieli de judecată pentru răzvrătire și achitarea de orice penalitate pentru acuzația de insurecție armată. Timp de încă un an și jumătate, George Manu și-a continuat activitatea într-o clandestinitate ce se dovedea tot mai ineficientă. Astfel, după o tentativă nereușită de trecere a frontierei, este arestat pe 21 martie 1948 după revenirea în București. A urmat mult mediatizatul proces al grupului de complotiști, spioni și sabotori, cunoscut și ca procesul Marii Finanțe sau procesul Mișcării Naționale de Rezistență. Acuzații denumiți de regulă Lotul Pop Bujoiu erau în număr de 12. Alexandru Pop, Ioan Bujoiu, George Manu, Max Auschnitt,
Nicolae Mărgineanu, Dimitrie Gheorghiu, Alexandru Balș, Horia Macelariu, Gheorghe Bontilă, Nicolae Petrașcu, Eugen Teodorescu și Nistor Chioreanu. Și de astă dată, sentința a fost foarte dură, muncă silnică pe viață, degradare civică pe viață, 20.000 de lei amendă, 50.000 de lei cheltuieli de judecată și confiscarea averii. Ca să abată atenția de la abuzivul proces de naționalizare, comuniștii români au apelat la manipulări sângeroase. Au preluat de la sovietici așa numitele procese spectacol, prin care sute de oameni nevinovați erau condamnați la moarte. Între anii 1945 și 1947, George Manu a scris un document despre felul în care rușii au instalat puterea comunistă. Manuscrisul a ajuns și la Stalin. Trădători de țară, dușmani ai poporului muncitor, criminali, exploatatori, spionaj în favoarea anglo-americanilor, sabotori a economiei naționale. Acestea sunt acuzațiile aduse de către puterea comunistă unui grup de 12 persoane, printre care 5 oameni de afaceri, 3 profesori universitari, 2 avocați și un militar, în cadrul procesului Mari Finanțe. Înscenarea judiciară, fără precedent în istoria României, avea scopul precis de a abate atenția opiniei publice de la situația economică dezastruoasă în care se afla România după terminarea războiului și semnarea convenției de armistițiu. Rușii furau mult mai mult decât erau românii obligați să le dea prin tratatul de armistițiu, spunea Șerban Manu, fiul lui George Manu. După impunerea guvernului Groza la 6 martie 1945, Statele Unite ale Americii au acuzat Uniunea Sovietică că se amestecă în treburile interne ale României. Stalin l-a însărcinat pe Andrei Vâșinski, membru în Comisia Interaliată de Control, să răspundă acestei provocări. În calitatea sa de procuror general al Uniunii Sovietice, Vâșinski a regizat procesele publice bolșevice încheiate cu sentința condamnării la moarte a membrilor vechii gărzi leniniste. Pe scurt, Vâșinski a primit ordinul de a face în România ce știa cel mai bine, să semene teroarea. Și Vâșinski a cerut României să facă un proces care să demonstreze că americanii se amestecă în treburile interne ale țării, cum fac de altfel și azi rușii. Este aceeași politică sfidătoare și percutantă și de mare efect, pentru că întotdeauna lumea crede puțin că ar fi ceva adevărat, spunea Nicolae Mărgineanu, fiul psihologului Nicolae Mărgineanu, condamnat și el în procesul Marii Finanțe. Între anii 1945 și 1947, profesorul George Manu reușise să se ascundă de comuniști și să redacteze studiul în spatele cortinei de fier. Comuniștii l-au acuzat atunci că prin această lucrare ar fi dezvăluit puterilor occidentale secrete de stat. A fost catalogat ca un act de trădare, spionaj exact la antipodul realității. Este unul dintre cei care a intuit foarte rapid direcția în care va merge România, spunea Silviu Moldovan, cercetător al arhivelor CNSAS. George Manu avea o inteligență uluitoare și memorie fabuloasă. A studiat toate relațiile economice cu URSS, cu celelalte țări și a scris o carte semnată Testis Dacicus, în care spunea cum un popor mare ajunge să jefuiască un popor mic, spunea Nicolae Mărgineanu. Principalul instrument folosit de comuniști în timpul anchetei a fost tortura. Pentru a demonstra că George Manu era un spion aservit Occidentului, anchetatorii cu 4 clase au inventat acuzații absurde la adresa lui. Fiind atât de crunt bătut, a recunoscut acest complot că vrea să sape o galerie până în Parlament, ceea ce era o prostie. Nici într-un an de zile nu se putea săpa așa ceva.
a recunoscut sperând că absurditatea acestei acuzații va fi dovedită la procese. Le-a mers mănușe exact ce-și doreau. Ceva fabulos, explica Nicolae Mărgineanu. N-a fost nimic, m-au bătut într-una să spun ce complot am pus la cale. Și-am inventat chestia cu planul de a arunca în aer clădirea Parlamentului în timpul unei ședințe. După ce am spus chestia asta, nu m-au mai bătut, spunea George Manu. Acesta nu a fost însă singurul episod în care anchetatorii comuniști l-au chinuit pe profesorul George Manu. I-a băgat o paletă la ochi și a întors ochiul pe dos, o durere groaznică, spunea Gheorghe Jijie, fost deținut politic în cartea George Manu, monografie. Scânteia, organul Partidului Unic, relata în fiecare zi despre faptele așa-numiților sabotori și publica telegramele muncitorilor de la întreprinderi care cereau îndeplină unanimitate pedeapsa capitală. La procesul Marii Finanțe au asistat mai marii Partidului Comunist în frunte cu Teohari Georgescu și Ana Paucăr, dar și oameni ai muncii. La momentul în care sala era plină de muncitori, ce veniseră să-i huiduie și să strige jos criminalii poporului, moarte lor, George Manu le-a spus procurorilor: eu am vrut să distrug comunismul, îmi pare rău că nu am reușit, povestea Gheorghe Jijie în cartea sa. George Manu a fost condamnat la muncă zilnică pe viață și închis la Aiud. Aici a devenit profesor pentru mulți deținuți. Unul dintre cei care au învățat de la Manu este filozoful Demostene Andronescu. Foarte mulți, și eu printre ei, ne-am definitivat forma intelectuală în închisoare. Majoritatea deținuților de la Aiud au învățat limba engleză de la George Manu, spunea Demostene Andronescu, fost deținut politic. După condamnare, George Manu a fost vizitat la Aiud de un consilier sovietic care i-ar fi propus ca în schimbul eliberării să accepte să lucreze în laboratoarele din Uniunea Sovietică alături de un cunoscut atomist rus cu care el fusese coleg de studii în Germania. L-au chemat la închisoare și au pus în vedere să lucreze la Dubna, dar Manu știa foarte bine că Dubna era centrul atomic al Uniunii Sovietice. El a spus: eu am luptat împotriva comuniștilor, deci n-am să lucrez pentru sovietici niciodată, spunea Gheorghe Jijie. Profesorul George Manu a refuzat demn această ofertă întrucât nu a vrut să lucreze pentru cei pe care îi considera dușmani ai neamului românesc, scria Demostene Andronescu în Reeducarea de la Aiud. Despre acest episod amintea și un alt deținut, Nicu Păun, în care spunea: ne comunicam prin perete și prin sistemul Morse pe ață. El era singur, izolat de cealaltă lume. Îmi comunica o informație mai aparte. Fusese chemat la conducerea închisorii, propunându-i se eliberarea imediat, cu condiția ca să lucreze în cercetare nucleară la Dubno, în URSS. Când a auzit ce îi se cerea, fără nicio rezervă, le-a dat un răspuns categoric de refuz. Nici nu voia să audă de una ca asta. În acest scop, venise cineva special în Aiud să-i vorbească. A rămas intransigent pe poziția sa demnă și fără compromisuri. Revenit în Aiud în anul 1954 de la mina de plumb Baia Sprie, cu un lot de 60 de deținuți, toți în lanțuri, mutați în această închisoare disciplinar în urma unei greve care a avut loc la această mină, profesorul George Manu se număra printre cei peste 50 de deținuți din acest lot bolnav de tuberculoză. La început a fost diagnosticat cu TBC ganglionar, dar supus împreună cu toți ceilalți unui regim disciplinar extrem de sever, fără hrană adecvată, fără asistență medicală și fără îngrijirea elementară reclamată de această boală, starea sănătății lui s-a înrăutățit continuu, ajungând până la urmă a-i fi fatală. Chiar și în aceste condiții, el a fost dascăl în închisoare pentru mulți tineri care fuseseră arestați de pe băncile școlii sau ale universităților și care,
erau prin urmare cu studiile neterminate. El a transmis prin viu grai celor care au avut norocul să împartă celula cu el, ori prin morse celor din celelalte celule, zeci și sute de conferințe, prelegeri ori lecții din toate domeniile științelor umaniste: istorie, drept, geografie, filozofie, literatură, limbi străine, franceză și engleză mai ales, care erau memorate ori scrise pe pereți, pe bucăți de săpun, pe cioburi de sticlă și apoi transmise din celulă în celulă și din om în om. Profesorului George Manu îi se datorează și inventarea scrierii cu ajutorul alfabetului Morse pe firul de ață. Un grup de studenți care se aflau la un alt etaj decât cel pe care se afla el, i-au cerut prin Morse, bineînțeles, să le transmită câteva dintre principiile de bază ale Constituției americane. Profesorul a refăcut din memorie cu aproximație toate cele 7 articole ale Constituției respective și aștepta un moment prielnic ca să le poată transmite la destinație. Tocmai în acel moment s-a deschis ușa și gardianul a dat celor din celulă ac și ață pentru repararea echipamentului. Văzând ața profesorului Manu, i-a revenit ideea ca să transpună pe ea în alfabet Morse un not dublu linia, un not simplu punctul, textul pe care îl avea de transmis. Cu multă răbdare, făcând mii de noduri, a reușit să scrie pe câțiva zeci de metri de ață textul celor 7 articole ale Constituției americane. A făcut apoi un ghem pe care l-a transmis destinatarilor împreună cu instrucțiunile de decodare. Această nouă metodă de scriere a constituit o adevărată revoluție de comunicare din închisoare, scria Demostene Andronescu în reeducarea de la Aiud. George Manu a murit la Aiud în anul 1961. Avea vârsta de doar 58 de ani și 34 de kilograme. Trupul său a fost aruncat în groapa comună de la râpa robilor. E Valea Plângerii unde îi aruncau pe toți, claie peste grămadă. Să le spui tuturor că n-am făcut nici cel mai mic compromis. Sunt ultimele cuvinte ale profesorului George Manu, care rezuma crezul lui de o viață. Din cauza regimului inuman la care a fost supus în urma refuzului său categoric de a face declarațiile care îi se cereau, a murit în anul 1961 în infirmeria Aiudului. Era Duminica Floriilor. Cartea sa în spatele cortinei de fier a fost tipărită pentru prima oară abia în anul 2011. A zăcut în arhiva securității mai bine de 70 de ani. Documentul rămâne una dintre cele mai importante mărturii despre brutalitatea cu care sovieticii au impus regimul comunist în România. Comuniștii au exterminat elitele de vârf ale României, dar nu au reușit să ucidă spiritul unor oameni pentru care libertatea a fost până în ultima clipă a vieții lor cea mai importantă valoare. Dacă v-a plăcut acest material, nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube. Orice like, comentariu sau share mă poate ajuta în continuare pentru dezvoltare de conținut nou. Aștept părerile voastre în rubrica de comentarii. Vă mulțumesc și vă salut cu prietenie și respect pe data viitoare!